Sasha Leti este în această dimineață alături de noi. Te salut cu mare drag și te invit să te faci comodă pe canapea ca să mă stăm și noi ca între fete la discuții, că tot de mult mai ai fost pe la noi. Bună dimineața și bine ai revenit! Bună dimineața, bine v-am găsit și mă bucur că astăzi e o nouă zi frumoasă, petrec alături de voi, alături de echipa voastră. Și noi să știi că ne bucurăm că ai acceptat invitația noastră. Mai am ajuns la timp, asta e important, cât tare îmi faceam griji că noi suntem acum în direct și suntem foarte matinali. Da, și ne bucurăm că ai reușit în timp, mai ales că de mult nu ți-ai mai făcut apariția pe la TV. Exact, de multișor n-am apărut, dar... Ai și motive întemeiate pentru aceste Da, am și lucruri. Mai refuzat când niciodată spuneam că dacă o să am o invitație la concert sau... Dar am avut un refuz, am avut o iertare poate că stau cu fata acasă, sunt în concediu de maternitate, dar acum deja ea are un an, este fată mare și ar trebui și eu să încep a munci, că gata, Sasha, te-ai odihnit, trebuie la muncă. Să-mi reîncep activitatea cea de toate zilele. Da, exact. Ce mai faci? Cum ești formidabilă, apropo, ca de fiecare dată? Mulțumesc foarte frumos! Ce fac? Iată, acum la mine merge o lansare a unui produs nou, deci eu sunt în pregătiri. Zilele trecute am imprimat piesă nouă, deci vocea. Super. Aștept de la producători deja finalul la piesă și iată, încercăm, mâine am shooting-ul, filmăm reels-uri, îmi adun echipă de creație, deci chiar dacă ești în concediu de maternitate, activitatea nimeni nu anulează. Da, nu anulează, am reușit eu să mă odihnesc, zic trebuie un an nou să intru cu ceva nou, deci cu noutăți, sper că anul viitor o să fie rodnic cu piese, darnic cu piese noi, de produsele noi muzicale și așa cred că am să fac. Așa, să fie așa cum spui tu, un an tare productiv, cu siguranță vorbim și despre 2023, cum a trecut, dar să ne spui această nouă piesă care este la moment în creație, despre ce va fi? E legată cu sărbătorile de iarnă? Măcar un indiciu. Nu este legată de sărbătorile de iarnă. Să vă spun sincer, piesa a apărut în septembrie. Eu nu știu de ce, adică spuneam că mai am timp, timp pentru de a face produs nou, cam nu prea am găsit și am găsit iată acum de sărbători, ar trebui să scot ceva de iarnă, dar de iarnă eu mai am încă câteva piese tot de iarnă, dar piesa aceasta care a fost, eu zic că totuși trebuie să o fac, sperăm până la anul nou, dacă nu, deja o lansez după, deja vedem cum o să fie, să reușesc pe toate. Piesa nu este despre sărbătorile de iarnă, cum ce am mai spus, se numește DNK, deci DNA în engleză, piesa este în engleză, despre dragoste, despre persoană dragă mie care eu vreau de în caul lui. Așa, deci, de în caul cui îl vrei? Omului soțului. Din piesă, da, soțului din caul, îl am deja, iată, copilul este. Dar ție îți place să cânti în limba engleză? Da, mie îmi place, eu am, iată, și în limba română, apropo, o piesă în limba română am, iată, Colindu. Acest Colind, da, deci, dar ar trebui să fac și eu ceva. Mai multe piese, da, în limba română. Mi-ar plăcea, deci, dar, iată, în engleză am deja... De ce totuși limba engleză? Nu știu, ea este melodioasă și este internațională. Oricum și limba română este internațională. Iată și Pașparfene când au plecat sau câți ani la rând noi la Eurovision cântăm în limba română. Deci deja tot globul pământesc oricum cunoaște, eu așa cred. Dar limba engleză este oricum mai internațională. Mai aproape de sufletul tău. Da. Nu este aproape sufletul meu și limba română și deci... Sau așa te regăsești tu mai mult să cânti limba engleză. Da, mă regăsesc, da, așa, eu cânt mai mult dance și îmi place cum sună, îmi place. Minunat! Cum se simte atmosfera sărbătorilor de iarnă în familia voastră? Superb! Aveam o bradă din 1 decembrie, doar că jucăriile sunt mereu pe jos. Fata face acolo jocuri cu jucăriile. Deci ați reușit să împodobiți bradul? Dar este în fiecare zi podobit din nou. Deci jucăriile sunt jos, eu mai la crengi de jos, nu prea am pus, dar oricum s-a găsit cumva să le scoată. Fiecare zi un nou design pe brad. Exact, un nou design. Jucărele diferite și păpușii pe braț și tot ce avem în casă. Deci, sărbătoarea se simte,
pregătim deja meniul, că oricum stăm acasă, fiindcă cu fata nu o las la bunei, suntem toți împreună, bunei o să vină la noi, surioară și tot. Toți, deci facem sărbătoare comună acasă, în familie. Așa. Și pentru a doilea an, anul trecut tot am stat acasă, al doilea an stau acasă de Revelion, deci nu lucrez. Al doilea an acasă de Revelion. Da. Până acum obișnuiai să lucrezi. Da, de 10 ani la rând eram în activități. Oho! Și cum se simte Revelionul acasă lângă cei dragi? Super minunat, fain, îmi place. Oricum, noi avem niște tradiții, scrim pe foiți dorințele noastre, le ardem chiar când bat clopote, deci și mâncăm foița aceea cu un spumant, o gură de spumant. Deci avem o tradiție noastră obișnuită, care noi credem în ea. Ați format-o voi în familia voastră sau ai văzut-o acasă la părinți? Am format-o noi în familie, deci și eu la părinți, deci de mic facem tradiția aceasta și iată, deja și soțul meu este nevoit, că eu vin așa entuziasmată, zic, trebuie, toți pregătesc, toți pixii, voiți și scrim și să știți că se îndeplinește. Se îndeplinește dorințele. Tot ce am scris mereu, eu țin minte special că să văd dacă îndeplinește sau nu. Dacă funcționează sau nu. Da. Deci este ceva frumos, magic și îmi plac sărbători. Perioada asta a sărbătorilor de iarnă au, nu știu, un farmec aparte. Exact. Am văzut că deja ați reușit să mergeți și la shooting împreună cu toată familia. Ați avut o fotosesie de vis? Da, am fost la shooting și am luat și cățelul. Toată familia, foarte frumoasă. Mă bucur că și fata nu a făcut concerte acolo, că e artistă mare la noi. Așa. Și chiar are cu ei semănă. Da, exact. Deja cântă piesa aceasta mea nouă, când o fredonez acasă, o mai învăț, ea refrenul cântă 100% curățel și chiar și e aerul, respirația când eu îmi iau. E minunat, eu nici nu m-am așteptat de la ea așa talente deodată de mititică. Dar da, iată, shooting am avut pentru că o fată crește și eu vreau, știi, timpul ăsta să-l păstrez și în memorie, și pe poze, și în video, peste tot. Să rămână o amintire frumoasă. Da. Deci să înțeleg că Ariana este prima care a ascultat melodia ta și prima care o fredonează. Exact, eu o știe și prima o ascultat, că eu mereu sunt cu ea în brațe, eu peste tot sunt cu ea. Oricum mă ajută și soțul, și părinții, bunei, mulțumesc tare mult că iată reușesc și eu câte o lecuțică să fac câte în viață, câte ceva, câte puțin. Da, atunci când lansezi o melodie, cine sunt de obicei primii care o ascultă și vin cu un feedback la piesă? Exact, primul este soțul, iată fiică, părinți trimit și evident cu mătrii mei, e noștri, Sunstro Project, băieții mereu mă susțin în plan muzical, fiecare piesă este acceptată de ei, pentru că noi facem un produs, îl trimit, dacă au ceva de spus sau de schimbat, chiar noi schimbăm, eu, pentru mine gândurile lor sunt ca un fel autoritet, nu știu, eu le ascult mereu, că îmi place ceea ce fac și ei sunt foarte de mult, noi ne cunoaștem de la 14 ani, cumva mă cumva ei sunt un îndrumător, exact. Pentru tine. Exact, așa îmi pot spun. Această piesă va fi în colaborare cu ei? Nu, în colaborare, deci este sola mea. Uh-huh. Până acum ei mi-au scris melodiile la mai multe piese, dar aceasta este piesă făcută de la autor din Los Angeles, din Dania. Da, acum ea este, mi-a spus că niște schimbări o să facem noaptea pentru că la ei este diferență din timp. Deci nu este... Deci urmează ceva wow! Vedem. Nu vreau să spun multe cuvinte, deci eu vreau să vin tot cu o premieră, dacă o să mă primiți. Chiar o să insist să vin la voi tot și o să vă încânt. Sper să iasă un produs frumos. Cu siguranță, mai ales că deja suntem încântați de această idee, ne-ai făcut curioși, vrem mai repede să o ascultăm și să te vedem interpretând această melodie. Ariana, știu că a văzut în acest an pentru prima oară zăpada. Da, cum a reacționat? I-a plăcut sau a început a plânge? Da, ea înțepenit, am pietrit, ea că așa s-a pus, eu repede zic, Dima, soțul meu, eu zic, aprinde camera, hai să vedem ce face. Și eu am lăsat-o și ea stătea și se uita. Ce e asta? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Prima dată a văzut și i-a plăcut.
plăcut, am vrut să pune mâna, gata, nu au vrut nu acasă. A început a plânge, nu, 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 nu. Concerte nu au fost. Nu, 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 acolo nu. Dar e frumos, frumos și emoțiile astea sincere, firi, Doamne, frumos. V-ați bucurat voi mai tare ca Nin sau ea? Cred că mai întâi noi, pentru că noi înțelegem ce e asta. Eu am ieșit mai ales la terasă, că de mult timp n-am avut zăpadă. Exact, ca pe timpuri când eram copil. Ține-i minte când se închideau școlile și taman noi tot vorbeam cu soțul și de luni școala s-a închis atunci. S-a închis da, 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 și copiii toți erau fericiți în curte, așa zgomote de copii, distracții, deci feierie de iarnă. Da, 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 frumos, frumos. Cât de mult s-a schimbat viața voastră de când a apărut Arina? Oi, foarte mult. S-a schimbat total radical? Viața mea. Radical? Deci eu dacă eram în mișcare mereu, în lucru, în concert, eu fac parte și din o companie care organizăm evenimentele foarte mari. Deci eram în lucru și n-am crezut că o să reușesc să concep o familie și să am un copil. Am crezut că gata, eu cu cariera m-am dus și vedem ce o fie. Dar na, iată, mi-a dat Dumnezeu și o altă bucurie de care eu primesc plăcere. În fiecare zi primesc plăcere și mulțumesc Domnului că am un soț minunat, am un copil minunat și mă rog să fim toți sănătoși și vă urez și vouă să fim toți mereu în familie, cu copii sănătoși, cu părinți sănătoși. Deci, o binecuvântare în casa voastră odată cu Arina a venit. Da, 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 asta e, da. O bucurie, deci noi învățăm cu ea, parcă eu am un an și ceva, deci noi învățăm să mergem, învățăm să mâncăm. Și iată aici apare întrebarea, cât de mult îi trebuie omului pentru a fi fericit? Dar știți cum, fericirea pentru fiecare e diferită și individuală. Pentru mine asta este fericirea, să fiu în jurul familiei mele și asta e, eu la asta și am visat mulți ani la rând. Așa. Da, deci... Și s-a îndeplinit. Da, s-a îndeplinit. Iată, pe făițele cele ai scris dorința asta și ea s-a realizat. Sigur că da. Dar cum arată o zi de maternitate în viața lui Sasha Leti? Noaptele nu prea dormim pentru că alăptăm. Chiar și noaptea asta deloc nu am dormit, vreo o oră, două, nu știu. Dar de ce. Dar e tare fresh, așa că totul e bine. Machiajul face minuni. Da. Deci, mersi tare mult. Deci, noi spargem mitul mămicilor care spun că atunci când ai un copil totul e bine și frumos, lucrurile sunt foarte roz. Nu, este, știți cum asta pe Instagram, așa, pe stories la perfecțiune. De perfecțiune, dar nu este așa. Ne trezim, facem mâncărică, Larina o hrănim pe ea, eu nu știu, nu reușesc să mănânc dimineața, mănânc deja la amiază când ea doarme. Deci lucru prin casă, ieșim la plimbare, ne îmbrăcăm, ne dezbrăcăm, deci acolo de 100 de ori, mă rog, este așa mai mult lucruri prin casă, dar... Dar oricum, întreaga zi e plină cu de toate. Da, noi avem activități, trebuie acum să învățăm culorile, să știm animalele, deci noi avem și lecții care eu cumva încerc să o organizez, să ne jucăm cu jucării, să învățăm, învățăm. Și atunci când sunteți toată familia împreună, cum vă place să petreceți timpul? Noi ne distrăm, noi punem muzica și noi tot dansăm. Tot pe muzică. Tot pe muzică. Noi chiar și am și cățeluș cu noi dansează. Noi avem și video prin casă cum noi mergem așa toți patru așa în cerc și cântăm și dansăm și coră și deci nouă ne place să dansăm, să zburlim așa un pic și după care cine ne uităm la ceva interesant, la un film de familie, se uită și ea și adorme. Deci cam asta. Îmi place acasă cât acum este frig, dar când este mai călduț, mergem la plimbare, mergem la un parc, mergem la teren de joacă și... Dar tot vorbește de cățelușul ăsta vostru din familie. Când a venit la familia voastră? Jumătate de ani în urmă. Chiar numai la inițiativa cui? Soțului, desigur. Soțului? Că el a spus că fata are nevoie de prieten cel mai bun, de mică. Eu eram super... Sceptică? Sceptică și nu vroiam, dar iată, îl iubesc și îi tare mult. Eu prima dată am animal, eu n-am avut niciodată animal în casă, deci prima dată. Și iată, el, cum, face parte deja din familia noastră, el tare bravo și îmi place că tare o susține. Mă scuzați, poate vă spun niște momente, chiar dacă e că Arinca la noi mai e greu, a început să meargă și el vede că e cumva vrea să cadă, vine la ea, profundă și o ajută și el să nu cadă și că el cumva se așează pe el, că e cu cățeluș de jumătate de ani. Deci mai multe chestii care el se joacă, eu a început să târâie Arina, a început să târâie după el, deci după jucările care el cumva le arunca.
Deci multe chestii care m-au ajutat și cu o minune. Aia ai rămas uimită. Da, sigur că da. Și eu câteodată stau, o pun undeva, eu zic, Gucci, ai... Gucci? Da, Gucci. Cine i-a ales numele? Noi, cu soțul. Deci împreună. Noi i-am dat ceva să fie mai nebișnuit. Și zic, Gucci, ai grijă. Și el stă lângă ea și chiar nu se ferește niciodată. Și asta e minunat, frumos. Frumos, într-adevăr foarte frumos. Și mai știu că anul ăsta a fost plin de momente frumoase în viața voastră. Ai și reîmbrăcat rochia de mireasă, te-am văzut. Da, avem noi cât am conceptat familia noastră. Deci noi, cu soțul mi-a spus, mulți fotografi, mulți care fac shooting-uri cu noi, foarte tare seamănăm, ne potrivim și în cuplu suntem foarte frumoși. Sigur, separat, na, tot ne-a mai spus complimente, dar în cuplu suntem... Extrem de frumos. Da. Și acum avem foarte multe solicitări să mergem la promovări, la ne filmăm în publicități cu toată familia. Deci, și acum tot am avut un shooting de mireasă, tot pentru cineva, deci am făcut o promovare, dar na, mă bucur că ne invit, soțul era nu tare greu, dar el nu era în domeniul ăsta, el mai mult cu afacere. S-a obișnuit? S-a obișnuit, da, dar mă vede că eu sunt fericită. Ce și să nu mă fac fericită și din ipostaza aceasta. Da, am văzut că ai o comunitate pe Instagram și ai și o activitate destul de fructuoasă acolo. Ne străduim. Shooting-ul care urmează să aibă loc mâine? Da, eu lucrez cu stilista Iuliana Danco, deci cu vizajista Luminița Nicolaev, deci avem o fotograf, Alexei Vladimir, care acum a luat locul întâi la concursul ăsta Fotomax, deci sunt toți foarte bravi, îmi place ceea ce fac și mă bucur că au acceptat să lucreze și cu mine. Deci mâine facem tot așa un shooting, Dima, soțul meu, tot oricum o să fie pe acolo, să-mi facă niște video-uri, reels-uri, deci aici el pe mine tot cumva mă ajută. Chiar dacă nu e în fața camerelor, e în spate. În spate, dar foarte tare mă ajută și chiar pot să vă spun, este ca un impresariu, chiar mă ajută. Eu mereu am făcut tot singurică, fiind am studiat regie, stradă la Academie de Arte. Eu știu ce înseamnă toată această bucătărie, deci știu cum să o fac. Și el mă bucur că mă ajută, el ascultă indiciile mele și spune părerea sa, care niciodată nu a fost în domeniu. Și chiar de piesă, iată, erau niște momente, el a ascultat, iată, aici mi-am cred că un beat trebuie aici mai tare și vocea ta un pic mai încet, sau hai poate cumva în șoaptă, deci el ascultă și ascultă inima sau, nu știu, părerea care vine, intuiția, fain, mă bucur că mă ajută și mă susține, asta e, că nu știu dacă nu avea să mă susține, dacă avea să fac ceva. Cu siguranță nu, pentru că dacă nu avem oamenii potriviți lângă noi, lucrurile nu mai sunt atât de frumoase și nu mai au loc atât de multe întâmplări în viața noastră. Exact. De când ai devenit soție, au apărut mai multe responsabilități? Exact, fac mâncare, fac curat, deci toate lucrurile casnice, deci, na, oricum, mai făceam și eu, dar mai mult mâncam în oraș, deci nu aveam obligații. Era cumva o viață mai libertină. Sigur, foarte, dar acum știu că soțul are nevoie de masă, de trei ori, măcar minim. Și nu numai soțul, acum mai și avem un pui în casa noastră. Și cățelul, deci fac pentru ei absolut diferit. Deci, da, am alte obligații, dar... Dar e frumos. E frumos. Mai ales că fiecare perioadă a vieții are farmecul și magia ei de care trebuie să profităm la maxim. Exact. Pe plan profesional, care e cea mai mare realizare a ta din 2023? Dar să știți că nu prea am avut realizări de care ar fi dorit, dar iată, recent am fost cu concert în România, în Botoșani. Deci așa. Este o realizare foarte frumoasă. M-au invitat, eu tot colaborez cu un impresariu acolo, dar când eram însărcinată nu am, am concertat. Și iată, acum, la sfârșit de octombrie, am avut acolo un concert și tare frumos. M-a primit super! Public. Cum a fost publicul în România? Foarte frumos. Deci eu sunt vorbitoare de limba rusă. Da. Și dar oricum vorbești foarte bine și da, limba mersi. Română. Și mă invită, acolo că am mai fost în Botoșani și... ca un fel m-au prezentat rusoaica din Republica Moldova pentru că eu vorbesc așa mai mult cu un accent rus, pentru ei tare frumos și mie tot după culise îmi spunea și impresari și regizori, Sasha, vorbește, te rog frumos mai mult, cu accentul ăsta tău care tu poți, și zic, e bun și să nu cânt deloc și el, nu, mai cântă, dar oricum între piese, te rog frumos să vorbești, Gloria îi place, poți spui chiar și ceva mai neobișnuit și m-a primit foarte bine publicul, mi-am bucur tare mult și sper că o să mai urmează concerte
de peste prut. Cu siguranță. În 2024 urmează poate și o nouă participare la Eurovision? Vedem. Dacă reușesc cu piesa aceasta care o lansez, dar nu știu. Vedem. Când ți-ai dori? Da, sigur, mie îmi place ce cum se pregătesc artiștii pentru Eurovision. Este, nu știu, un imbold pentru a face show, pentru a face o piesă nouă, costumație. Deci, mie tare îmi place ceea ce este Eurovision la noi în Moldova. Și chiar mă bucur și chiar vreau, în fiecare an vreau. Dar iată așa, în trecut n-am reușit, apropo am avut piesă altă piesă, n-am mai scos-o. Dar mă pregăteam, dar oricum, cumva cu fata nu prea am reușit. Anul ăsta vedem. Anul ăsta ai toate motivele să reușești. Da, am și piesă nouă care iată acum așa s-a întâmplat toate momentele că o scot. Sper că să reușesc, eu nici nu știu pe ce dată trebuie de dat acolo piesa aceasta, dar vedem. Noi ținem pumnii pentru tine. Da. Și credem în tine că vei fi cea mai bună. Mersi, mulțumesc. Și pe final de interviu, ce dorești să-ți aducă moșul? Uai, dar știți, foarte simplu, vreau să fiu sănătoasă eu și familia mea. Asta e cel mai prețuos, pentru că sănătatea nu o cumperi, dar tot ce vrei să realizezi așa în plan material, o să faci dacă o să fim sănătoși. Sănătate vreau să am eu, părinții mei, copiii mei, copilul meu, soțul. Deci poate în 2024 vine barza? Vedem, nu știu. Dacă tot în... Nu, dar cred că a ieșit din gura ta copiii mei. Da. Și-ar dori Arina un frățior, o soră? Sigur, sigur, dar și eu vreau să aibă și eu un frățior sau o soră, dar mai încolo, dar să mă... Să mai treacă puțin timp, da? Da, da, să revin eu în muzică și în muncă și... Deci vreau să fim toți sănătoși și voi să fiți sănătoși, deci toată lumea, cât e posibil să fie sănătoasă, fericită, alături de... cei mai dragă familie, cei mai dragi oameni, deci asta e... important în viața mea și cred că a tuturor. Exact. Noi îți mulțumim tare mult că ne-ai adus energie și mulțumesc, bună dispoziție aici în platoul nostru. Să știi că de fiecare dată te așteptăm cu drag și cu noua premieră. Revin cu premieră, numai decât. Iată, vă promit.